Mamă, îmi scrie și un copil de la mic, de la mine, de la Nadia. Bă, dar din nou, nu este puțin stretching unui pentru bărbați? Astăzi se pare că vă face puțin stretching. De fapt, stăteam foarte bine în cameră și făceam stretching pentru că mă simt foarte bine când sunt singură în cameră și mă întind. Dar cineva a vrut să join, așa că, Radu, te rugăm să veni, te rog să vii în platou. Mă simt prost că tu poți ai... să ieși din platou acum cu echipamentul ăsta. Da, asta vreau să zic, că eu n-am echipament ca tine. N-are nimic, te vom chinui. Ce trebuie să fac? Să duci mai încolo, în primul rând. Să nu mai fiu cringe. Să nu mai fii cringe, da. Îmi place foarte mult obiectivul tău. Poți să te uiți la mine, gata, nu te mai uita la tine obiectiv. De ce ai zis că vrei să facem? Tu ai zis că vrei să ne întindem. Vrei să ne întindem. Bun, hai să începem. Picioare depărtate. Brațe sus. Și te întinzi într-o parte. Și schimbă. Dai mă, ce tentare? Și schimbă. De ce? A, trebuie să expirăm? Trebuie să expiri. De ce? Expiri? Aoleu. Bun. Brațe față. Ce? E foarte masculină poziția asta pe care mai ai pus. Picioare apropiate? Da, continuăm. Suntem față. Până la termină, mă! Și ne întoarcem. Nu, că și eu am făcut, eram... Nu, eram... Unde erai? Stă-vă. Și eu am văzut, am fost până jos. Da, o să vezi pe filmare, că... Ia. Arată-mi. Haide. Hai. Deci, de aici... Da. Și mă duc, uite-mă ceva. Stai, mă, fă-i jos! Tu vrei să zici că ai putea asta din prima? Da. Nu pune pe cap, mai, bă, doare, mai, doare. Mai. Doare. Hai că mai... Da, mă, doare. Mai ai ceva, e distanța pe care... Și de aici te duci din nou sus. Dar sus nu simt nimic. Hai, mai du-te odată. Nu mă lovi. Nu te lovesc. Așa, ce fac acum? Bun, hai să vedem. Brațe față. Și te duci ușor pe un picior. It was at this moment he knew. He fucked up. Hai că e stânga, zi pe stânga. Da, îmi doare genunchiul. Ăsta e genunchiul, dacă nu știai. Era pe, la care, pe care l-ai bulit tu? De nu, că eu i-am pe doi, pe amândoi. Așa, și ne întindem umerii jos. Și simt. Vă-n piciorul. De unde știi toate stretching-urile astea? Și mai schimbăm piciorul. Am făcut un timp gimnastică în viața mea. Nu, basket? Bă, gluma cu basketul este foarte funny. Și am inventat un moment în care lumea mă tot întreba ce sport fac. Și dacă nu mă cunoșteau, le ziceam, va da basket. Și toată lumea era, da? Și zic, da. A, tare. Bun, și coborâm. Ah. Nu facem asta, ok. Pune tălpi de acolo. Brațe sus. Inspiră și expiră jos. Inspiră jos, am zis. Nu mă doare, băi. Nu. Și sus. Și sus. Și față. Da degetele. Numărăm până la 5. O, nu te-ai întrebat pe 5? M-am înscris și un copil de la mic, de la mine, de la Nadia. Și ei la fel numără, când nu le plac o chestie. 2, 3, nu mă mai trage 4, 5, gata. Ne partem piciorul ăsta. Nu la mine, nu te mai apropie de mine. Brațe sus. Dar eu nu pot să stau drept aici. Trebuie să stau picioarele aici. Nu pot să stai drept. Nu! Brațe sus! Stai drept. Jur că-mi dau lacrimile dacă mai stau mult așa. Înțelege? Și te duci pe picior. Ah, da, mă, bine, mă! Haide! Stai, mă, că mă doare, mă! Bă, mă rup, nu mă întinzi! Șef! Și celălalt picior. Nu că vin! Au! Ce ți-am făcut eu? Da, sus? De mânuțele. Așa? Și mă tragi la tine, nu? Ce bine e. Ah,
Doare. Cinci, nu mai vorbesc. 3, 2, 1, respirăm. Cred că ar trebui să faci asta și explicată către oameni, poate. Ce? Vrea lumea să facă stretching. Dacă vreți să faceți stretching, da, ăsta e, DM me. Ăsta este un antrenament full sau ar trebui să faci chestia asta la fiecare antrenament? Nu, stai un pic. Se numește stretching de, nu știu, un sfert de oră ar trebui oricum să-l faci după fiecare antrenament greu, în care îți exersezi mușchii, îți crești și musculatura. Și unde am mers azi un kilometru, clar trebuie să fac stretching, nu? Unde ai mers tu azi un kilometru? Cu mașina. Continuăm. Ce făceam? Bine, hai. Ce era pe piate? Dar nu te mai dau mare, că nu poate. Oh, stai că pot și eu. Așa? Bun. Îmi dai în genunchi. Vezi ce bine. Punem palmă în palmă. Punem pe talpă. Și întindem. Și întindem, Radu. Întindem genunchiul. Nu pot. Neuronii. Uite cum îmi tremură. Spatele drept. Bun. Păi... Pui partea laterală. Pe asta pot să fac. Da? Nu, dar cum se vedea la tendonul acolo. Tendonul? Călcâi. Avem multe tendoane. Chestia asta de aici. Da, se numește ce? Se vedeau multe, zici că aveai un fermoar. Fuck-o. Ar trebui să povestești la un moment dat fiecare chestie asta. Da. În câte luni crezi că o să ating piciorul? În câteva. Câte? Câteva. Depinde de voința ta. Drept. Îndoi în genunchiul. Mă, dar doare rău, mă. Singura ta întindere într-o zi este de pe scaun sus și de pe sus jos. Pe scaun. Mă mai întind câteodată la vorbă. Adevărat. Bună, bună, bună. În rest nimic. Am înțeles. Bine, am tot ce învăț eu din acest antrenament este că trebuie să mai dau cu mătura mai aici. Adevărat, nu? Asta am vrut să zic și eu, dar să nu mă întind. Palmele în față. Pe jos, gen. Știi ce fac eu la ora 11 seara? Cât de ridicol sunt pe o scară de la 1 la 10? Băi, nu ești, dar ținând cont de faptul că am reușit să fac asta cu oameni mai vârstnici decât tine și în 3 luni... Eu aș fi bătrân. Mai vârstnici ca tine, la tine se poate. Deci eu sunt vârstnic. Ultimul neuron al tău a zis pas. Bun. Acum. Vino ca mine cu piciorul în față. Celălalt se duce în spate. Stai că s-ar putea să fac. Trebuie să vin mai aproape de tine. Cum n-ai mă putut? Cum n-ai mă putut? Că... Ca un lebă. Dar nu pot, că nu mi se... Ca un lebă 2. Haide, Radu, ca un lebă 2. Cred că... Dacă mă duc așa... Ca un lebă 2. Nu, cum stai? Pe mine mă ține asta aici. Se merge spate. Nu ai cum să te țină spate. Bă, trângești că m-am dat în bani. Pentru că tu nu ai pe aici niciun fel de salteluță. Asta făceam așa? Bun. Cum poate găsi cineva o plăcere în chestia asta? Dacă exersezi, să știi că te simți foarte bine. S-ar putea să nu pot să mă ridic o dată, dacă... Dacă ce? Care este riscul maxim la acest... Stai un pic că nu poți să vii să te pui direct în niște sfori. Eu acum cu tine fac pamflet. Dar așa nu ar trebui să ai voie să faci așa ceva. Așa? Ce fac? Din start, adică... Ce fac? Acum te pui pe burtică și... Să șterg de tot pe jos, da, aici. Așa? Le spun celor mici, facem... Dar ce, nu poți vorbi și cu mine ca unul normal? Ba sau? Da, facem foca. Ne întindem în foc. Nu e șoată. Nu vreau să văd o focă eșuată. De aici? Ce ai puțin, asta e ușoară. Dacă pot eu, pot oricine. Aaaa!
și aducem piciorușele la cap. Facem cu ei. Din nou o poziție foarte masculină. Doamnelor și domnilor. Mai e ceva între picioare acum. Nici măcar mândrie. Coborâm. Coborâm? Coborâm. Așa. Prindem gleznuțele. Da, mă, bine. Foarte bine. Și acum tragem de piciorușe sus. Dar nu pot. M-am obișnuit să țip, dar pot. Foarte frumos. Dai de capul meu cum doare. Coșuleț și bărcuță. Băi, uiți să respir. N-ai fi trăit dacă uiți să respir. Vrei să facem și pisicuța? O lăsăm pe altă dată pisicuța. Atunci ne întindem în față. Bă, cum stai pe genul că mă doare de nu mai pot? Și operată de 4 ori. Parcă nu ne lăudam. Ei, nu poți stau picioarele drepte cum ne ții tu acolo așa. Cum? În față. Tu stai cum? Pune-ți fundul pe călcâie. Au! Doare brațele, ce doare? Da. Se numește Child Pose. Adică poziția copilului, ca filmul, nu? Da, exact. Bă, da, te doare de te doare. Gândește că atunci când ai vrut să ieși și îți luai elan cu brațele și Bă, da, din nou, nu este puțin stretching unui pentru bărbați. Bă, da, fii atent. Gândește că așa te-ai și născut pe aproape. Te împingi în palme. Bună, mami. Bun, ridicăm șezutul. Dacă te pui în mâini, eu plec. De aceea nu mai pot. Eu de aici nu mai pot. Întindem genunchii. Da, întindem genunchii. Bă, dar de ce îmi tremură picioarele? Tragem aer în piept. Și ne ridicăm ușor pe expirare. Inspirăm sus. Bă, nu pot să fac eu asta ca băiat. Și expirăm jos. Expirăm sus. Și expirăm jos. Trebuie să-mi dai și o mătură, că asta doamne. Și-am terminat. Aș fi fericită, dar n-ai. Hai să mă urmă, comențeală. De ce vrei să mă văd așa aproape? Vă mulțumesc pentru participare. A fost un vlog... Promit că nu o să se mai repete. De acum înainte o să facem chiar pe bune antrenamente. Bye!